Energia electrică se va scumpi semnificativ după expirarea la 1 mai a contractului cu centrala de la Cuciurgan. Președintele Maia Sandu susține că la licitația pentru stabilirea unor noi furnizori, cel mai mic preț oferit este de aproximativ 100 de dolari pentru un megawatt oră, aproape dublu decât cel actual. În cadrul unei emisiuni TV, șefa statului a declarat că participanții la licitații vin cu oferte mult prea mari pentru posibilitățile țării. Alegerea nu este mare. Prețul este o problemă și prețul este mare. Guvernul a lansat licitație, ofertele nu sunt bune, ofertele sunt scumpe. Soluții bune nu sunt pentru că n-au fost construite alternative la timp, pentru că suntem într-o situație când prețurile au luat o razna din cauza acestui război, dar efectele le resimt în special oamenii cu venituri mici. Până acum, cea mai convenabilă ofertă este de 96 de dolari pentru un megawatt-oră. Maia Sandu a găsit și vinovații pentru situația în care am ajuns. Cred că toți foștii miniștri ai energiei și ai economiei ar trebui să, cel puțin, să întoarcă banii pentru salarii pe care le-au luat, pentru că n-au construit elementar o linie care să ne conecteze cu România. Potrivit premierului Natalia Gavrilița, Comisia pentru Situații Excepționale a prelungit cu 2 zile termenul pentru organizarea licitației de procurare a energiei electrice, proces care urmează să se încheie astăzi. Întrebată de jurnaliști care vor fi majorările pentru consumatori din luna mai, Natalia Gavrilița a evitat să ofere un răspuns. Este vorba despre mai mulți participanți, despre rezultatele achiziției vom comunica atunci când va fi încheiată procedura. Avem mai multe opțiuni, deci în primul rând este vorba despre discuții și negocieri care continuă, care țin în primul rând de prețul la energie electrică, în al doilea rând de durata contractului, disponibilitatea deci surselor de balansare a energiei. Vom lua deciziile potrivite în cadrul Comisiei Situații Excepționale. La moment riscuri pentru lipsa unui furnizor nu există. Premierul a mai declarat că nu are informații nici despre apariția unui intermediar de la care Chișinăul să procure energie la un preț balansat între cel oferit de furnizorul din Ucraina și centrala de la Cuciurgan. Gavrilița a comunicat că noile contracte vor fi pe un termen mai mare de un an. Actualul contract de achiziție a energiei electrice cu centrala de la Cuciurgan expiră în data de 1 mai. Totodată, șefa executivului a declarat că tot după 1 mai, în cazul întreruperii livrării de gaze din Rusia, Republica Moldova va cumpăra gaze de pe piața spot, ceea ce înseamnă la fel prețuri mult mai mari față de cele existente. Încă nu avem un răspuns, am adresat demersuri, deci așteptăm răspuns și vom vedea ce se va întâmpla pe 1 mai. După cum am spus, avem anumite alternative, așa cum am făcut în octombrie, putem accesa piața spot pentru gazele naturale. Acum suntem într-o perioadă unde și consumul este mai mic, dar aceasta este, aici este vorba și despre prețurile la nivel mondial și despre continuitatea furnizării pe termen mediu și lung. Amintim că Ministerul Infrastructurii și Moldova Gaz au expediat mai multe scrisori către Gazprom de prelungirea perioadei de valabilitate a acordurilor privind organizarea unui audit și stingerea datoriilor istorice pentru consumul de gaz. Concernul rus încă nu a venit cu un răspuns. În această lună, Republica Moldova cumpără gazul rusesc la un preț de 1193 de dolari pentru 1000 de metri cubi, dublu față de tarifele din martie și februarie. Amintim că în prezent tariful pentru consumatorii casnici este de 15 lei și 18 bani cu TVA inclus.